Represiunile împotriva postului nostru de televiziune continuă. De această dată, pagina de Facebook Canal 5 a fost ștearsă fără vreo preîntâmpinare sau explicație din partea companiei Meta, privind motivele care au dus la eliminarea acesteia. Administrația Canal 5 va solicita clarificări de la Meta, care deține și operează platforma Facebook. Totuși, ne menținem activitatea pe site-ul canal5.md, pagina de Telegram Canal 5 MD și canalul de YouTube Canal 5 Moldova. De asemenea, puteți accesa site-ul TV6 la linkul tv6.live și pagina de TikTok Orizont TV MD. Partidul de guvernare PAS continuă să ne atace prin toate mijloacele. După retragerea licențelor posturilor TV Incomode, s-au apucat și de curățirea paginilor din mediul online. Suntem convinși că acest lucru se întâmplă deoarece Canal 5, singurul post de opoziție, abordează subiecte sensibile, precum sărăcia, prețurile mari și crizele economice și sociale cu care se confruntă țara, iar jurnaliștii noștri adresează întrebări incomode, ceea ce deranjează puterea. Coincidență sau nu, dar pagina de Facebook a postului a fost blocată la câteva zile după ce reporterul Canal 5 a pus întrebări incomode prim-ministrului României Marcel Ciolacu, care a participat la o ceremonie fastuoasă de prezentare a microbuzelor școlare donate Moldovei de România, în plină campanie electorală. Domnule Ciolacu, oferirea microbuzelor școlare în plina campanie electorală este o pomană electorală sau coruperea legăturilor? Și de ce România? Tocmai v-a lămurit, domnul ministru. Nici prima, nici ultima. Dar de ce România, când oferă un ajutor, este corect și legal? Dar dacă oferă Rusia, este criminal, așa cum consideră puterea PAS? Deci, în primul rând, ceea ce a făcut acum Guvernul României, a făcut împreună cu Guvernul Republicii Moldova. Acest program este pornit de mult timp, iar domnul prim-ministru vine cu propunerile de priorități. Și eu cred că educația copiilor, transportul, siguranța copiilor este o prioritate în orice stat. Deranjați de întrebările jurnaliștilor postului Canal 5 sunt și unii miniștri. Spre exemplu, ministrul infrastructurii Andrei Spânu nu pierde nicio ocazie să refuze într-un mod grosolan să răspundă la întrebările reporterilor și deseori folosește atacuri în adresa postului nostru de televiziune. În ultimul caz, când am vrut să aflăm mai multe informații despre cea de-a treia licitație privind spațiile comerciale de la aeroport, Spânu, după ce a ascultat atent întrebarea, a neglijat-o intenționat, întorcându-se către ceilalți jurnaliști. Cum comentați că la licitația de la aeroport, la cea de-a treia licitație, participă doar o singură companie, la Gardier? De ce nu au fost publicate condițiile, termenii oficiali? Că mi-e simplu întrebare. Vă rog să răspundeți la întrebare. Am zis că nu răspund televiziunilor afiliate. Okay, întrebare, doar răspundeți la celelalte. Da. Okay, vă rog, puneți întrebarea. Colega. Toată informația despre licitație puteți să o luați de la Agenția Proprietății Publice. Menționăm că în ultimul an și jumătate, sub diferite pretexte, autoritățile din Republica Moldova au suspendat sau retras licențele a 14 posturi de televiziune și au închis peste 50 de site-uri de știri. 8 asociații de presă au observat că mecanismele legale impuse pentru sistarea difuzării în absența unei hotărâri judecătorești au fost declarate neconstituționale. Închiderea canalelor de televiziune a fost condamnată de mai multe organizații neguvernamentale, iar administrația Canal 5 nu a reușit până în prezent să își obțină dreptatea în instanțe. În martie, Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională a suspendat licența de emisie a Canal 5, iar postul nostru a emis o declarație publică. Instituția Media susține că organele represive ale statului reprezentate de acest Consiliu, complet subordonat actualei puteri, au atacat din nou libertatea mass media și dreptul fundamental la libera exprimare. Banca rusească Promsvyazbank dezminte informațiile apărute în spațiul public care susțin că cetățenii Republicii Moldova care au primit bani prin intermediul acestei bănci ar avea datorii. Pe canalul său de Telegram, instituția financiară subliniază că aceste zvonuri nu corespund adevărului și reprezintă o provocare menită să destabilizeze populația. Promsvyazbank precizează că locuitorii din Găgăuzia și alte regiuni ale țării care primesc ajutoare sociale pe cardurile băncii nu au nicio datorie.
primărie. În plus, banca asigură că va continua să sprijine populația, oferind cetățenilor Republicii Moldova suportul financiar necesar. Amintim că marți și secretarul executiv al Comitetului Executiv al Blocului Politic Victorie, Marina Tauber, a dezmințit informațiile apărute în unele surse media pro-guvernamentale care au anunțat că persoanele care au primit bani prin intermediul băncii rusești Promsviazbank ar avea datorii. Într-un interviu acordat postului nostru, Tauber a declarat că totul este un fake news și că ar fi vorba despre un atac cibernetic. Totodată, deputatul a îndemnat cetățenii să se informeze din surse veridice. Anterior, liderul Blocului Politic Victorie, Ilan Șor, a dat asigurări că toți banii care ajung la cetățeni sunt legali. Totodată, el a menționat că formațiunea politică pe care o conduce acționează conform legii, iar membrii acesteia sunt angajați ai organizației non-profit Eurasia, cu contracte de muncă oficiale și plăți transparente. Șor a făcut apel către populație să nu se lase înșelată și intimidată de către actuala guvernare, pentru că, spune el, sperie și mint cetățenii. De asemenea, de la 1 decembrie, politicianul Ilan Șor a promis un nou supliment la pensie pentru fiecare persoană în vârstă din Moldova, în valoare de 2000 de lei, dacă la referendum vom vota împotriva Uniunii Europene. În loc să-și îndeplinească promisiunile electorale și să ajute poporul, Maia Sandu și PAS au adus țara la sărăcie și sclavie, a declarat Marina Tauber în cadrul briefingului de marți. Când Maia Sandu a venit la putere în 2020, ea a dat asigurări că prioritatea sa este să ajute oamenii. Dar faptul că locuitorii nu își pot plăti facturile comunale spune un singur lucru. Situația trebuie să fie schimbată urgent. În timpul anilor de guvernare pro-accidentală, facturile la utilități au crescut vertiginos. Statul nu numai că nu încearcă să ajute. Statul nu face decât să înrăutățească situația semnând contracte care nu sunt avantajoase țării și împingând cetățenii în sclavie comunală. Potrivit Marinei Tauber, activitatea autorităților centrale a dus la faptul că prețul gazului a crescut de aproape 1,5 ori în 3 ani, iar toate costurile au căzut pe umerii cetățenilor. Deputatul spune că refuzul de a coopera cu Gazprom și achiziționarea de combustibil mai scump din țările UE și SUA a dus la o nouă creștere a tarifelor la căldură și întreținere. În același timp, guvernarea oferă străinilor practic gratuit obiecte strategice de infrastructură și întreprinderi. Faptul că suntem deja integrați în sistemul energetic românesc este grăitor. Statul intenționează să vândă românilor companie de distribuție a energiei electrice Red Nord. În ea au fost investite sute de milioane de lei din bugetul țării. Ea este pur și simplu cedată, lăsând oamenii fără locuri de muncă, lăsând cetățenii fără tarife mai convenabile. Acum ei vor plăti cât le spune Bucureștiul să plătească. Deputatul a criticat recenta inițiativă a Ministrului Muncii și Protecției Sociale Alexei Buzu de anularea compensațiilor în facturile pentru încălzire în sezonul rece, calificând această măsură drept antipopulară. Și toate astea, potrivit Marinei Tauber, se întâmplă pe fondul faptului că Ucraina refuză tranzitul gazelor rusești, ceea ce va provoca o criză profundă în sectorul energetic al Republicii Moldova și în regiunea transnistreană și, în consecință, va afecta activitatea centralei termoelectrice de la Cuciurgan, care generează 85-90% din energie electrică consumată de Republică, iar asta la rândul său va duce la o nouă criză socială. Ieșirea din situația în care se află Republica, potrivit Marinei Tauber, este cooperarea cu Rusia și țările Uniunii Economice Eurasiatice. Uniunea Economică Euroasiatică nu cere vânzarea companiilor țării pentru asigurarea cu electricitate. UE însă, sub masca reducerilor, cumpără infrastructura din țară, apoi dictează propriile reguli. Red Nord la Bălți și alte obiecte la Chișinău, toate pot deveni românești. În același timp, este evident că resursele energetice mai ieftine din Uniunea Economică Euroasiatică pot elibera fonduri care pot fi utilizate pentru modernizarea infrastructurii naționale.
naționale. Prețul energiei afectează direct competitivitatea afacerilor locale. Electricitatea mai ieftină poate atrage investiții și poate stimula dezvoltarea industriei. Vorbind despre referendumul constituțional din 20 octombrie, Marina Tauber a spus că plebiscitul nu are nimic de a face cu integrarea în Uniunea Europeană și că dacă se face o alegere greșită, țara ar putea pierde independența și neutralitatea. Deputatul a îndemnat toți cetățenii să voteze pentru electricitatea accesibilă, pentru o mai bună calitate a vieții, să se opună fanteziilor goale ale oficialilor europeni și să facă alegerea corectă pentru viitorul țării în cooperare cu Uniunea Economică Eurasiatică, spunând nu referendumului european al lui Sandu. Fondurile europene și creditele oferite de către Uniunea Europeană țării noastre nici pe departe nu ajung să fie folosite pe deplin pentru proiectele sociale, așa cum ne asigură autoritățile. Acestea sunt returnate UE, utilizate pentru nevoile partidelor și chiar pentru finanțarea mass-media pro-guvernamentală. Despre aceasta a declarat candidatul independent la funcția de președinte al țării, Victoria Furtună. De exemplu, doar 7% din toate sumele oferite Republicii Moldova de partenerii externi au fost investite în proiectul Satul European pentru compensații în facturi și alte inițiative venite din partea Partidului Acțiune și Solidaritate. Potrivit ei, într-un cuvânt, restul banilor oferiți de UE fie sunt rambursați cu un procent mai mare tot de către moldoveni, fie de ei beneficiază tot companiile europene contractate pentru a efectua o lucrare sau alta. Haideți să fim realiști și să spunem oamenilor că marea majoritate creditelor în cauză nu ajung totalmente în țară, iar țara noastră urmează să întoarcă suma integrală plus procentele acumulate. Deci în fiecare contract se indică că primul care poate accesa la acest contract sau beneficiar este iarăși o companie din Uniunea Europeană. Deci noi în ultima fază subcontractăm companiile din Republica Moldova și mare parte banii rămân în Uniunea Europeană, dar iarăși nu sunt ei de vină. Sunt de vină cei care sunt la guvernare, care negociază astfel aceste credite. Și mai rău este că aceste credite sunt luate pentru consum și nu pentru a investi în infrastructură, în dezvoltarea economiei țării. Victoria Furtună a mai făcut referire și la fondurile europene care au fost alocate autorităților moldovenești pentru acordarea compensațiilor cetățenilor la consumul de energie, care potrivit ei fac parte la fel dintr-o schemă bine pusă la punct. După calculele pe care noi le-am făcut, inclusiv am depus și o plângere la Procuratura Anticorupție, din cele spuse am înțeles că a fost inițiat un proces penal. Deci compensațiile care au fost, așa spus, de către guvernare, că au fost întoarse din banii europeni, de fapt tot au fost din banii pe care i-am achitat noi pentru gaz. Deci gazul a fost majorat în așa măsură și din banii aceia ni s-a întors înapoi într-un fel nouă acele compensații. Dar întrebarea mea este unde sunt banii veniți din Uniunea Europeană pentru compensațiile alocate cetățenilor Republicii Moldova. Sume uriașe de bani europeni sunt folosiți pentru finanțarea partidului de la guvernare, a membrilor Comisiei Preveting, dar și a posturilor de televiziune pro-guvernamentale, a mai declarat Victoria Furtună. În legătură cu acest lucru, ea a sesizat încă în luna mai curent Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor pentru a verifica modul în care membrii Comisiei de Evaluare a Judecătorilor au fost remunerați de către partenerii externi, ori aceștia, potrivit legii, nu se subordonează partenerilor de dezvoltare, fiind independenți în luarea deciziilor. Astfel, în urma unei investigații, Victoria Furtună a descoperit că un membru al comisiei, în declarația de avere, a indicat un salariu de peste 390 de milioane de lei de la compania Dexis Interactive Incorporated din Washington, folosită, potrivit lui Furtună, pentru spălarea banilor europeni. La o simplă căutare a mai multor informații despre compania menționată, portalul data2b.md ne arată că aceasta are o sucursală în Chișinău, care se află pe strada Calea Ieșilor din sectorul Buiucani și a fost înregistrată în septembrie 2021. În calitate de administrator sunt indicate două persoane, Ane Marie Tris și Vâlcu Natalia. Doar într-un singur an, compania a înregistrat venituri financiare în sumă totală de 8.284.700 lei. Nu este clar însă de unde sunt acești bani. Totodată, potrivit portalului infodebit.md, s-a dovedit că Dexis Interactive Incorporated asigură finanțarea activităților
asistențelor juridice, dar și a celor de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării. Astfel, am descoperit că posturile de televiziune loiale Partidului de Guvernământ, cum ar fi ProTV, Jurnal TV, TV8, Realitatea TV, dar și SRL Studio L din Căușeni, au același finanțator și anume compania Dată. Am decis să verificăm dacă, spre exemplu, denumirea juridică a postului de televiziune ProTV se regăsește în lista întreprinderilor finanțate de compania străină. Astfel, potrivit portalului infodebit.md, întreprinderea cu capital străin ProDigital, societate cu răspundere limitată, care deține licența postului ProTV, într-adevăr beneficiază de granturi europene. În aceste condiții, potrivit lui Victoria Fortună, compania juridică este utilizată atât în scopul coruperii membrilor Secretariatului Comisiei Preveting, cât și a entităților media afiliate puterii, sub forma unor remunerații și granturi. Astfel, nu se cunoaște modalitatea finanțării acestei organizații. Din aceste motive, candidatul independent la funcția de președinte a țării, Victoria Fortună, a sesizat Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor să verifice legalitatea activității financiare a companiei Dexis Interactive Incorporated, prin prisma existenței elementelor infracțiunii de spălare de bani. Poliția a confiscat ilegal, chiar în tipografie, pliantele Partidului Comuniștilor. Despre asta a anunțat într-o postare deputatul PCRM Nicolae Rusol. Deputatul PCRM Nicolae Rusol nu a oferit detalii, dar potrivit contului Telegram Proteste în Moldova, pliantele formațiunii politice au fost arestate din cauza conținutului neadecvat. Sursa citată scrie că în tipărituri se vorbea despre obligația de a vinde pământ străinilor dacă Moldova aderă la UE. Amintim că acum două săptămâni, doi agitatori ai Partidului Comuniștilor au fost reținuți ilegal în timp ce se îndreptau spre un sat din raionul Soroca pentru a distribui pliante, prin care îndemnau oamenii să voteze împotriva referendumului privind integrarea europeană. În plus, materialele electorale au fost sechestrate. Unul dintre reținuți are 83 de ani. Poliția i-a luat telefonul mobil și 140 de lei pe care pensionarul îi avea în portofel. Liderul PCRM, Vladimir Voronin, a reacționat imediat la incident. În declarația sa, el a făcut apel la toți polițiștii să nu îndeplinească indicațiile criminale ale guvernării și să nu intervină în procesul electoral. Aceeași idee a fost exprimată și de participanții la mitingul PCRM din Soroca, organizat a doua zi. Deputatul formațiunii politice, Deana Caraman, care a participat la protestul de la Inspectoratul de Poliție Soroca, a încercat să obțină o copie a procesului verbal privind confiscarea pliantelor, dar fără succes. Canal 5 a solicitat atunci de la Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției detalii cu privire la reținerea agitatorilor PCRM și comentarii la acuzațiile lui Voronin, dar nu am primit răspuns. În acest videoclip, publicat de Comisia Electorală Centrală, angajații tipografiei distrug buletinele de vot. Mai întâi le taie cu un cuțit, apoi le trimit într-o mașină specială. Toate aceste buletine, în număr de 26.000, nu vor ajunge la cetățenii Republicii Moldova care locuiesc în Rusia. Aceasta înseamnă că cel puțin 26.000 de conaționali sunt privați de dreptul la vot, un drept fundamental garantat de Constituția Republicii Moldova. Potrivit unei decizii recente a Comisiei Electorale Centrale, în loc de 5 secții de votare în Rusia, vor fi deschise doar două, ambele la ambasada moldovenească din Moscova. Secțiile planificate din Sankt Petersburg, Iaroslavl și Surgut nu vor fi deschise. Aceasta s-a întâmplat urmare a deciziei autorității electorale, prin care s-a constatat imposibilitatea asigurării procesului de vot de către Ministerul Afacerilor Externe pentru secțiile de votare menționate. Ideea de a reduce numărul secțiilor de votare din Rusia la două aparține formal Ministerului Afacerilor Externe a Moldovei. Ministerul s-a referit încă din septembrie la concluzia Serviciului de Informații și Securitate, care a declarat că deschiderea secțiilor în Rusia este periculoasă din cauza războiului cu Ucraina. Ministerul consideră că în aceste condiții nu poate garanta securitatea alegătorilor. În replică, CEC a încercat să conteste și a revenit la decizia anterioară de a deschide 5 secții, dar Ministerul Afacerilor Externe a insistat asupra poziției sale.
Putem organiza doar două secții de votare în spațiile ambasadei noastre din Moscova, unde există protecție consulară și alte condiții menționate în concluzia SIS, și unde putem garanta absența oricărei amenințări pentru cetățenii noștri care vor veni la vot și pentru membrii comisiilor electorale care vor gestiona procesul. În cele din urmă, ministerul a declarat că niciunul dintre cei 15 angajați care ar fi trebuit să lucreze la alegeri nu dorește să meargă la secțiile din Sankt Petersburg, Iaroslavl și Surgut. Și acum nu mai este nimeni căruia să îi se trimită buletinele de vot. Suntem conștienți de toate riscurile care sunt. Cred că mai multe riscuri decât cele care sunt incluse în avizul serviciul de informații și securitate. Dar suntem într-o situație în care noi avem un aviz al Ministerului Externe și Serviciul Informației și Securitate care este consultativ. Și avem o hotărâre obligatorie spre executare a Comisiei Electorale Centrale. Și cu regret suntem într-o situație în care trebuie să constatăm că o hotărâre obligatorie a Comisiei Electorale Centrale cântărește mult mai puțin în viziunea unor funcționari decât un aviz consultativ al Serviciului de Informație și Securitate și Ministerul Afacerilor Externe. Și asta este partea cea mai proastă și cel mai periculos precedent care cred că poate să existe în procesul electoral. Cine se află de fapt în spatele acestui precedent și de ce Ministerul Afacerilor Externe a ignorat decizia obligatorie a Comisiei Electorale Centrale, a explicat pentru postul nostru fostul președinte Vladimir Voronin. Ministerul Afacerilor Externe nu respectă pentru că primește indicații suplimentare de la președinta Sandu să nu deschidă nicio altă secție de votare. Problema nu este cec sau maie, ci acest dezastru numit președinte. Amintim că pe lângă Rusia se află în stare de conflict armat și Ucraina și Israel, unde de asemenea vor fi deschise secții de votare. După cum a menționat șefa Comisiei Electorale Centrală, Angela Caraman, în funcție de situație se pot lua decizii suplimentare în legătură cu procesul de votare în aceste țări. Decizia autorităților de a deschide doar două secții de votare în Federația Rusă în loc de cinci, cum a decis inițial Comisia Electorală Centrală, ar putea crea un precedent periculos, care ar putea fi exploatat de guvernanți în viitor. Declarația aparține directorului de programe al Asociației Promolex, Nicolae Panfil, care monitorizează alegerile din 20 octombrie pentru Teleradio Moldova. Între instituțiile statului trebuie să existe o colaborare transparentă, iar situația creată în jurul secțiilor de votare pentru Federația Rusă denotă o lipsă de comunicare și încredere între instituțiile implicate, în special CEC. Ministerul Afacerilor Externe și Serviciul de Informații și Securitate consideră Panfil. Am văzut această situație, am reflectat-o și în raport și în principiu ne-am arătat îngrijorați față de un asemenea deznodământ sau un asemenea comportament, pentru că, în mod normal, între instituțiile statului trebuie să existe o colaborare, iar în cazul acesta este prevăzut și de codul electoral Express cine și ce roluri are. Este o problemă care denotă faptul că acest subiect, care de atâta timp îl știm că este destul de sensibil și care poate fi ușor politizat fără prea multe argumente, fără prea multe detalii din partea MAIE, SIS, ridică bănuieli că nu a fost justificată pe deplin sau în totalitate această decizie de a nu identifica persoane suficiente pentru celelalte trei secții de votare. Ca să amintim, ele nu se aflau în Kursk, în alte regiuni apropiate de zona de război. Se aflau în Sankt Petersburg, în alte zone mai îndepărtate. Este greu explicabil acest lucru și cred că explicațiile de rigoare trebuie să le dea în primul rând MAIE și SIS, a spus directorul de programe de la Promolex. Nicolae Panfil, care este și șeful misiunii de observare a scrutinilor din 20 octombrie din partea Promolex, a mai atras atenția că reducerea numărului secțiilor de votare în Rusia ar putea fi folosită în viitor ca pretext pentru alte decizii similare de politicienii aflați la guvernare, dacă nu va exista transparență totală din partea autorităților. Deși Promolex recunoaște importanța prioritizării securității, Nicolae Panfil susține că lipsa unor explicații clare din partea Ministerului de Externe și a Serviciului de Informații și Securitate lasă loc pentru interpretări politice și speculații. Amintim că în ajun, CEC a anunțat că a lichidat 26.000 de buletine de vot care urmau să fie expediate unor secții de votare în Rusia pentru alegerile prezidențiale și referendumul Republican Constituțional.
constituțional. Decizia a fost luată după ce Maie și-a menținut recomandarea privind deschiderea a doar două secții de votare, ambele la Moscova, invocând motive de securitate în baza avizului SIS. Numărul secțiilor de votare a fost redus în acest an pentru Federația Rusă, inițial de la 17 la 5, apoi la 2. Noi nu suntem necesari Moldovei, așa a comentat Mihail Ahremțev, reprezentantul diasporei moldovenești din Rusia, decizia autorităților de a reduce numărul secțiilor de votare din Rusia de la 5 la 2. Potrivit lui Ahremțev, diaspora a simțit deja că actualele autorități ale Moldovei încearcă să o rupă de patria istorică. Acum însă acest lucru a devenit și mai evident. Это огромный огромная катастрофа, демографическая катастрофа в первую очередь. Este o catastrofă demografică imensă. În primul rând, pentru că sute de mii de cetățeni care se află aici înțeleg că nu sunt necesari Moldovei, sub nicio formă, în niciun mod, nici economic, nici politic, nici cultural, nici ca voturi, nici măcar ca cetățeni. Ce va rezulta din asta? Probabil că sute de mii de cetățeni ai Republicii Moldova vor face alegerea definitivă de a rămâne pe teritoriul Federației Ruse fără a se întoarce în Republica Moldova. Сотни тысяч граждан Республики Молдова сделают свой окончательный выбор в пользу того, чтобы оставаться на территории Российской Федерации, не возвращаться в Республику Молдова. Potrivit autorităților ruse, acolo locuiesc peste 600 de mii de cetățeni ai țării noastre. În legătură cu acest fapt, fostul președinte Vladimir Voronin consideră că actualii lideri ai țării au acționat ilegal. Они будут отвечать перед гражданами страны. Ei vor răspunde în fața cetățenilor țării. Dacă cetățenii Moldovei sunt aduși de către toți cei care sunt la putere, începând cu președintele, la starea de a-și părăsi țara natală, pământul natal, și să muncească în Rusia, iar voi nu îi oferiți dreptul de a vota, atunci asta este o crimă. Și pentru această crimă există articole în codul penal și veți răspunde pentru asta. Ce право голосовать, то это преступление. А за преступление, вы знаете, есть статьи в уголовном кодексе, которые будете отвечать. Liderul blocului Victorie, Ilan Șor, a comparat de asemenea situația secțiilor de votare din Rusia cu un joc necinstit. Nu, Sandu, nu ai distrus doar 26.000 de buletine. Ai distrus 26.000 de voturi ale alegătorilor care trăiesc în Rusia. Și înainte de asta ai furat încă sute de mii de voturi când ai făcut poker face și ai pus la cale o fraudă cu secțiile de votare din Rusia, schimbându-le numărul în fiecare zi. Dar până la poker, Sandu, nu vei ajunge. Asta e un joc de-a prostul și vei pierde pentru că nu mai ai aturi. Amintim că decizia de a reduce numărul secțiilor de votare în Rusia a fost luată la insistența Ministerului Afacerilor Externe al Moldovei. Ministerul a declarat că nu poate asigura securitatea alegătorilor în alte locuri decât la ambasada Moldovei din Moscova. Juristul Iurie Mărgineanu a numit această declarație drept minciună și a explicat de ce. Conform protocolelor și standardelor internaționale, globale, țara în care se găzduiește și se asigură în aceste secții de votare, în care, pentru că ele se coordonează la nivel guvernamental, câte secții și unde vor fi, țara în care se găzduiesc, asigură securitatea. Deci, corespunzător, Federația Rusă era obligată să asigure securitatea în caz de se deschideau și unde se deschideau, trebuiau să indice la nivel guvernamental câte secții, unde se vor sta și așa mai departe. Parte ca să asigure securitatea pentru a vota. Așa că este minciuri gogonate care îndobitocesc poporul. De-amă nu că-i mint, dar îi mint cu, ca pe un copil mic când îi spune că nu se poate de ieșit afară că afară e lupul. La rândul său, jurnalistul Stanislav Pavlovski a subliniat că autoritățile au luat o decizie discriminatorie față de diaspora din Rusia, încălcând principiul egalității prevăzut în Constituția Republicii Moldova. Și acest lucru se face conștient de frica propriilor cetățeni. Și la știm concomitent
guvernarea trimite în Europa peste 800.000 de buletini în condițiile în care acolo s-au înregistrat ca participanți la vot undeva puțin peste 5.000 de cetățeni. Deci așa se creează impresia că ei au de gând să introducă în urnele electorale, da, să introducă aceste 800.000 de voturi. Cel puțin se creează așa o impresie prin acțiunile lor, prin acțiunile guvernanților, care nu știu a vorbi, nu știu a discuta cu propriul popor, se creează așa impresie că ei vor să falsifice masiv alegerile prezidențiale. Așa sau nu așa, deja urmează de văzut, desigur, că urmează de văzut. Dar impresiile care se creează prin acțiunile guvernanților sunt iată de așa natură. Amintim că săptămâna trecută la Moscova a avut loc un protest al diasporei moldovenești care a cerut deschiderea mai multor secții de votare în Federația Rusă. Cu toate acestea, autoritățile de la Chișinău nu doar că nu au ascultat vocea conaționalilor noștri, dar au redus și mai mult dreptul lor de a vota. Partidul Acțiune și Solidaritate este acuzat de falsificarea concursului pentru ocuparea funcției de director al Centrului de Sănătate din Anenii Noi. Învinuirile sunt lansate de către șeful interimar al instituției Ina Gurski. Într-un interviu în exclusivitate pentru postul nostru de televiziune, Gurski ne-a spus că ea împreună cu Ana Zatec au fost singurele pretendente la funcția de director al Centrului de Sănătate. După rezultatele concursului, Gurski a acumulat 7,60 de puncte, iar Zatec 7,42. În consecință, Gurski a devenit învingătoare. Totuși, peste noapte, punctajul a fost schimbat în folosul contracandidatei sale, care este și membru al PAS, spune Gurski. Pe data de 23 septembrie, în incinta Consiliului Raional Anenii Noi, s-a desfășurat concurs cu înregistrarea audio și video, unde noi fiecare am semnat. Pe parcursul acestui concurs, când s-a desfășurat, n-am văzut nicio încălcare. După ce au fost înregistrate toate datele, adică calculate toate datele, m-au pronunțat învingătoare. Pe data de 24, fără ca să mă inștientizeze, s-a format prin chat-ul comisiei, membrii comisiei au fost invitați la Consiliul Raional în sala mică, fiindcă s-au făcut niște greșeli la calculare. Un membru comisiei, care este Oleg Mitreanu, șeful AMU, Anenii Noi, a confundat nota. Nota 6, el meniu, adică a pus nota 6, nu nota 8. Asta s-a făcut peste noapte. Potrivit Inei Gurski, rezultatele au fost modificate la cerința partidului PAS, membrii căruia își doresc ca fotoliul de șef al Centrului de Sănătate să-l preia contracandidatul său, Ana Zatec. A fost anunțată de către niște membri a partidului PAS că pe mine nu mă dorește PAS-ul, adică eu nu sunt lor convenabilă. Lor le sunt convenabil membrii lor a partidului. Eu am activat 5 ani de zile în instituția Centrului de Sănătate Noi și n-am avut nicio plângere, asta e una pe activitatea noastră. Gurski acuză deputatul PASA la oglindă că ar fi influențat rezultatele concursului și ar fi grăbit desemnarea candidatului PAS la funcția de director. Tot asta când a fost desfășurat pe data de 24 a fost prezentă doamna deputată a Parlamentului, Ana Oglinde, și a spus, asta este factor uman, asta se mai întâmplă, așa că vă repede semnați și domnul președinte, fă repede copia și trimitem repejor la minister. Ei face ilegalități, adică și ilegalități prin toate instituțiile publice, dacă nu-i convine persoana, dacă este, nu este membru a partidului PAS, dacă este a politică, adică este o influență. Sunt toți influențați și influențați destul așa cu amenințări că n-a să aveți de lucru, că n-a să aveți unde lucra, adică sunt foarte multe probleme în raionul Anenii Noi. Doamna deputată își permite foarte multe lucruri urâte în instituțiile publice și în instituțiile de învățământ.
învățământ. Acuzațiile Inei Gurski sunt susținute de către trei membri ai Comisiei de Evaluare, care spun că rezultatul concursului în care Gurski a învins a fost trucat. La finalul concursului a fost anunțat câștigătoare doamna Gurski, ca a doua zi dimineață să fie motivat președintele Consiliului Regional, cum că a fost greșeli în calcul și este câștigătoare doamna Zătrică. Apar întrebări la situație creată, deoarece nu e clar. Deci sunt întrebat așa. Noi putem să punem dubii că când noi am scris, am reînnoit a noastră fișă de note, putea să fie schimbate și complet fișa aceea. Asta putem presupune foarte liber. Eu cred că nu vă rog că să fie totuși șefa Centrul Sănătate, doamna Gurski, dar alt membru. Contactată de postul nostru de televiziune, membrul Comisiei pentru Ocuparea Funcției de Director al Centrului de Sănătate din Anenii Noi, Oleg Mitrean, care, potrivit lui Gurski, ar fi modificat nota peste noapte, ne-a spus că nota nu a fost schimbată. Totodată, acesta ne-a declarat că Partidul Acțiune și Solidaritate nu a influențat la rezultatele concursului. Acolo era pus din start nota 6, acolo nu era pus 8. Când nota 6 din start, pur și simplu era călegerul ăsta de sus, parcă era 8. Și la numărarea punctelor s-a produs o eroare umană. Cum comentați dumneavoastră faptul că dumneavoastră ei spune că în spatele la toate acestea s-ar afla partidul PAS? Nici aberație, nici o implicare a PAS-ului. Categoric și afirmă asta toată responsabilitatea. Ina Gurski a depus plângeri la Procuratura Anticorupție și la CNA ca să fie investigat acest caz. Totodată, ea a apelat la judecătoria Anenii Noi, unde a depus cerere pentru suspendarea dispoziției Consiliului Raional Anenii Noi, care a cerut anularea rezultatelor acestui concurs. În momentul filmărilor, când am discutat cu Ina Gurski, Ana Zatec nu era în cadrul instituției. Am încercat să obținem o reacție, însă aceasta nu ne-a răspuns la telefon. Nici președintele raionului Alexandru Moisei, care a fost și președintele Comisiei de Evaluare, nu a fost de găsit pentru un comentariu și nici deputatul PAS, Ana Oglindă, nu ne-a răspuns la telefon. Totodată am solicitat o reacție din partea purtătorului de cuvânt al PAS, Adriana Vlas, aceasta însă nu ne-a răspuns la mesajele noastre. Potrivit Ministerului Sănătății, în prezent, directorii instituțiilor medico-sanitare publice sunt numiți în funcții prin concurs. Conducătorii instituțiilor medicale sunt selectați pe un termen de 5 ani. Avem centrală, box în partea șecare. O femeie din Republica Moldova, întoarsă recent din Italia, a fost infectată cu virusul West Nile. În 7 octombrie, ea a fost internată la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorba. Am contactat serviciul de presă al instituției, dar nici reprezentanții acestuia, nici directorul Sergiu Vasilița nu ne-au răspuns. Potrivit New TV MD, medicii au declarat că pacienta, care a avut febră timp de 10 zile înainte de internare, se află în prezent în stare febrilă și beneficiază de tratament simplu. Automatic. Starea sa este considerată de gravitate medie, fiind complicată de meningită. Cazul a fost raportat miercuri Agenției Naționale de Sănătate Publică. Olesia Croitoru de la Serviciul de Presă ne-a spus că va reveni cu informații suplimentare. Menționăm că anterior în Republica Moldova au fost înregistrate două cazuri de infecție cu virusul West Nile la doi bărbați de 39 și respectiv 54 de ani.